mai înflorit o floare, frate, în buchetul vieții tale, frate, dragă. Hai cu toți să ridicăm paharele, toată noaptea până sare soarele. Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura, pentru tine eu ridic acest pahar. Salutare, dragi prieteni, noi cu drag ne deplasăm spre oameni dragi să le aducem emoții frumoase și să cântăm din suflet la mulți ani. Se aude muzică și voie bună în satul Glinjene, Raionul Făleș, și noi venim aici spre domnul Vasile Pânzăr, ce face o frumoasă vârstă de 70 de ani în buchetul vieții. Avem daruri frumoase și un dor frumos de a adus astăzi la casa dumnealui, la ușa dumnealui, dar cel mai important este gestul persoanei dragi care ne rugă din suflet astăzi, încărcați cu daruri frumoase pentru mai multe persoane de la această gospodărie, să venim să le distribuim și cu drag să le vrem o emoție frumoasă și un dor și o grijă și o dragoste frumoasă de departe, din Italia, din partea celor dragi, pentru oamenii dragi de aici de acasă. Ne depusăm cu mare drag aici unde se aude gălăgie și voie bună și aici ne trage sufletul și inima să venim și să le vrem o emoție frumoasă și sigur cu toată lumea dragă să cântăm la mulți ani. Pentru cel omageat, pentru cel domnul Vasile, pentru cel care ține poarta deschisă pentru oameni dragi, haideți dragi noștri și aici să le vrem emoții frumoase și să cântăm la mulți. Vremea când doar numai tu m-ai înțeles, frate, pentru omenie îți mulțumesc. Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura, pentru tine eu ridic acest pahar. Îți doresc din suflet, frate, mult noroc și sănătate, n-ai trăit pe lumea asta în zadar. Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura, pentru tine eu ridic acest pahar. Îți doresc din suflet, frate, mult noroc și sănătate, n-ai trăit pe lumea asta în zadar. Îți urez de sănătate, frate, voie bună, spor în toate, frate, dragă, și durerea s-o împărțim și binele, până ne vor despărți destinele. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Fie vă viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți. Pentru credință și fericire, Domnul Vasile, să ne trăiți. Și toți împreună. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Bună ziua și bine v-am găsit! Asta e când lăsați poarta deschis și intră lumea nechemată. Da, asta e numai bine gospodară. Iată așa. Noi vă salutăm cu drag. Mă numesc Olesia Paladi și echipa care o aduc astăzi în ograda dumneavoastră se numește Surprize la tine acasă. Aici pe malul Iazului face cineva o sărbătoare frumoasă. De fapt, muzica se aude de la șoseaua, nu a fost greu să vă găsim. Venim cu drag să vă aducem un moment frumos din partea cuiva care atât de mult vă iubește și atât de mult azi o vrut prin surpriză anume să vă spună la mulți ani și să vă felicite. Și aici am să mă opresc, căci am o întrebare. Spuneți-mi, vă rog frumos, din partea cui credeți dumneavoastră că venim noi să vă aducem un moment frumos? Din partea copiilor. E că închipuiți-vă când. Dar nu șoptim. Nu șoptim, nu spunem nimic. Noi cu domnul Vasile stăm la discuția acum. De la sora, la Italia, poate. Și cum se numește? Nina. Așa, dar cum vă spune Nina? Dumneavoastră, Bădica. Cum vă spune Bădica. Iată, acum accept răspunsul. Noi venim cu mare drag, cu mare dor, cu mare dragoste și cu mare dorință să fie și ea cu voi aici, dar din păcate câteva mii de kilometri vă dispart, nu mare distanță, doar câteva mii, care au împiedicat-o să fie și ea aici la Glinjeni, la fratele Vasile, la Bădica, cum mi-a spus ea, că așa îi numește respectuos pe frați și surori, Bădica și Lelica.
Și eu chiar mi-am notat în jurnal să nu uit și mă gândeam ce mi-am notat eu acolo ca să-mi spună ea, eu așa-i numesc, doamna Olesia. Și v-am rugat tot așa să vă adresați la ei. Noi venim cu drag din partea doamnei Nina, cea de departe, cea care cu suflet și inima este aici de bună dimineață cu voi și se gândește cum decurge sărbătoarea la domnul Vasile, la fratele Vasile, la bădica Vasile, dar știind ce contingent de rude aveți, știind ce contingent de neamuri aveți, este sigur că este gălăgie și voie bună, doar că lipsea cumva prezența ei și prezența încă cuiva drag sufletul dumneavoastră. Aveți niște nepoți acolo la Italia. Așa. Așa. Uitați-vă că eu chiar din telefon o să dau și nume la sfârșit, ca să nu omit cineva și să nu supăr cineva, că sunt mulți și sunt dragi, sunt cei care au obținut tot din adins o să fie aici la dumneavoastră, la sărbătoare, cu o prezență virtuală prin noi, prin niște daruri care nu pierd niciodată ocazia să zic că nu sunt darurile importante, cum este gestul, pentru că mâine eu nu o să fie nimic din coșul celălalt, nici din tortă, decât florile poate o să mai menții la cei pentru care o să felicităm, dar o să rămâneți în suflet cu o amintire frumoasă, cu un gest din partea surorii Nina de departe și cu un moment frumos petrecut aici, la soare și voie bună, parcă nici nu e sfârșit de octombrie, parcă avem o primăvară frumoasă, căci eu zic că Dumnezeu iubește oamenii frumoși și le dă și timp frumos și motiv de sărbătoare și muzică și voie bună și desigur și mâncare pe mese cu siguranță. Și uitați-vă că și lumea s-a degajat de treburi și au venit la sărbătoarea dumneavoastră, au uitat toți că au acasă grijă. E duminic și sărbătoare la Vasile Pânzari și toți au umplut o gradă și desigur dacă am găsit poarta deschisă, ne-a trimis doamna Nina și din partea dumneei să vă aducem un dar frumos. Eu o să mă îndrept nu știu cum și în ce metode. O să fac și stați așa, că sunt om simplu ca și dumneavoastră, numai sărim noi și fragul, numai să nu facem murdării mari, la mulți ani din suflet, o să mă opresc să vă dau toată. Dar de ce credeți că mă opresc? Eu știu de ce. Și mă întreabă toată lumea de ce. Așa, am să rog să-mi fie adus un coș. Și o să mă întrebați dacă toarta asta de ce ai venit la sărbătoarea mea. Și acum stau cu două daruri în mână. Și deja e de bine înțeles că mai vreau să chem un om lângă dumneavoastră. Cum credeți? Pe cine? Cine este doamna Vera? Ea ca soră. Hai doamna Vera aici lângă mine. Lelica. Lelica. Dar ce doamna Vera credeți că am pentru dumneavoastră darul? Ce sărbătoare ați avut? Să vă iei de naștere. Iată așa, că mu vă dau voie să-i șoptiți la tot. Da. Noi știm că în data, da mă corectați vă rog, în data de 18. Doamna Vera a fost sărbătorită. Și doamna Vera a adunat și dumneiei o floare în calendarul vieții. Și uitați-vă cu mare drag și dor pentru toți cei de aici de acasă. Doamna Nina m-a rugat așa, umpleți mâinile și o să mai chemați pe cineva de acolo pe care o să găsiți în drum să vă ajut, pentru că vreau mai mulți să trimit. Și normal că am rugat niște persoane să mă ajute să vă aduc darurile frumoase. Și în momentul ăsta am să fac așa, domn Vasile pentru dumneavoastră. Mulțumim! Doamna Vera pentru dumneavoastră. Așa. Totodată am și două flori frumoase. Asta e pentru doamna Vera, cred că o să o punem jos aici, până o să puteți să le luați. Și mai am o floare. Și aici am schimb cumnata. Cine-i cumnata? Doamna, gospodina, domnul Vasile, dar cum? O așteptăm aici? Lelica, e așa. Am zis că vin cu mâinile pline pentru toată lumea. Noi vă salutăm cu drag. Și la fel spunem, scuzați că am dat năvală în ograda dumneavoastră. Știm bine că nu facem parte din lista invitaților, dar facem parte din lista unei persoane care ne-a trimis la casa dumneavoastră, cu soare și voie bună. Și dacă era afară geros, credeți-mă că încercam din suflet să vă transmit soare din partea dumneiei. Și m-a rugat așa, să-i duceți cumnatei mele o floare. Nu este o magiată și nu are nimic cu sărbătoarea care este astăzi. Sora Vera a fost sărbătorit, fratele Vasile a fost în 23 sărbătorit, dacă nu mă greșesc. Dar ca la moldoveni, ca la sat, la Sfântul Duminic, când toată lumea e liberă și toată lumea poate să fie prezentă. Dar cumnata nu are treabă cu sărbătorile. Cum credeți ce m-a trimis cu floare la dumneavoastră? Nu știți, vă zic eu. Pentru că cumnata este cea care așa deschide două uși la fiecare pășire a pragului porții dumneavoastră când v-au venit oamenii dragi. Și ea se consideră și ea parte din oameni dragi. Căci întotdeauna ați primit-o cu sufletul ca o adevărată gospodină. Și dacă fratele mai punea un păhăruț de vin pe masă, doamna gospodină, doamna cumnată, dragă cumnată, Lelica, cum vă spune ea, ea era cea care ca o albinuț, ca o furnicuț, întindea mese de sărbătoare și ea o primea pe ea și pe copiii ei ca acasă, ca la oameni dragi. Cu sufletul, cu inima s-au simțit întotdeauna la fratele mai mari ca acasă. Și astăzi, dacă poate niște daruri simple, cum am zis, care
mâine nu-s. Astăzi vreau să vă ia în seamă pe mulți dintre dumneavoastră, pe cei dragi sufletului, pe care dumneavoastră consideră, pe care dumneiei consideră că vrea să-i mulțumească cu recunoștință pentru dragostea care ați manifestat-o pentru dumneiei, pentru primirea care ați făcut-o pentru dumneiei întotdeauna și pentru copiii dumneiei, pentru faptul că ați știut să puneți o bucățică de pâine și un pahar de vin așa ca la moldoveni, să o primiți cu drag și să stați să depănați o vorbă, dar din păcate astăzi când ar fi un motiv frumos să întindeți și pentru ea, o farfurie și un pahar este absent. Dar să știți, cu sufletul, cu gândul, este aici și v-a transmis azi din suflet atâtea aplauze la toată lumea și multe, multe la mulți ani și urări de sănătate. Acceptăm și ne spunem. Am să vă rog să luați floarea așa, să luați cu în față. Fața lui domn Vasile așa. Eu am fost rugată în primul rând să transmit urări de sănătate. Doamna Vera, un pic dacă faceți un pas înspre noi, să vă vedeți după domnul Vasile. Da, vă luați și darurile, dar dacă sunt daruri, dar cum? Așa, eu vreau să vă ștergeți lacrima. Savurați cu drag din momentele frumoase din partea dumneiei, care m-a rugat din suflet în primul rând să facem accent la fratele Vasile, la bădica. Să vă ureze sănătate ca până la această vârstă. Să rămâneți la fel de puternic și la fel de omenos așa cum ați fost până la acești ani. Să emanați întotdeauna căldură și putere așa cum au știut toată familia dumneavoastră, toți frații dumneavoastră și surorile care vă iubesc și vă respectă în primul rând ca frate mai mare, în al doilea rând ca om de suflet și în al treilea rând ca om drag sufletului lor. Să rămâneți mereu atât de primitor, alături de soția dumneavoastră cu ușa deschisă pentru toată lumea dragă. Și ne convingem de cuvintele dumneiei că acolo se trage lumea ca acasă. Eu îmi dau seama, dacă văd o gradă plină și deja neîncăpătoare, îmi dau seama că s-au tras azi frumos ca acasă, la un om de suflet care a deschis poarta și ușa și i-a primit pe fiecare. Doamna Vera, sănătate, bucurii! Să aveți parte de cei mai frumos în viața asta. În primul rând la familia dumneavoastră, cu siguranță aveți și copii și nepoți și oameni care vă iubesc. Iar ea este un om care cuprinde o parte a sufletului și a inimii dumneavoastră, care azi a vrut frumos să vă menționeze în surpriză, care astăzi frumos a vrut să vă strige de acolo departe la mulți ani, Lelică scumpă, să o scuzați, să o iertați că este departe și nu este la multe sărbători care se trec în familie și își dă bine seama că anii trec, că vârsta noastră trece și ea este cumva într-o parte de sărbătorile de acasă. Dar dacă a simțit sufletul dumneiei că vrea să se aline, măcar așa, pentru o prezență virtuală, eu cu mare drag am fost la dispoziția dumneiei și vă mulțumesc că m-ați primit și nu m-ați dat afară din ogradă și mi-ați dat voie să-mi realizez și eu gândul și dorința de a vă aduce o surpriză frumoasă. Mulțumim din tot sufletul. Măcar că suntem la margine, dar puteți să-i prindem. Dar tamanc la margine să trag mai mulți, că e mai încăpătoare marginea. Mulțumim din suflet. Am să vă rog, dacă aveți să-i spuneți ceva și dumneiei, vă uitați aici la cameră și transmiteți câte un gând frumos. Ce aveți dumneavoastră să-i spuneți cu mare drag? Ne dorim și lor multă sănătate. Ne pare rău că nu poți să vii de la masă cu noi împreună, că ne dispare mulți kilometri unul de altul. Dar în curând ne mă întâlnim, când pot ei să vii. Și ne mai întâlnim. Le mulțumim din suflet. Le mulțumim pentru darurile. Și cuvintele frumoase, calde. Și îmi pare rău că nu și e cu noi, da? Și să facem asta viața, mergem înainte. Și da, domnul, păi dacă mai vreți zile, eu mă întâlnim. Ei, dar noi vrem și la 90, dar mă tăiem dacă o vreți zile. Noi de-am avem notat în jurnal acolo, nici nu vă gândiți. Noi venim la Dumnezeu, cum ați să dea Dumnezeu pace, sănătate la oameni dragi. Doamna Vera, dacă aveți să spuneți ceva, dacă nu, nu vă obligăm. Mulțumesc, sora mea scumpă. Din ce că te-am iubit. Și mult tare mult ne lipsesc. Mulțumesc frumos. Noi nu vă chinuim, noi n-am venit aici să aducem lacrimi, noi din suflet am vrut să transmitem o emoție frumoasă, dar sper din suflet să fie bucurie. Și un moment încă important mi-a spus doamna Nina, să menționez pe oamenii dragi care au fost implicați în această surpriză și eu chiar am promis că o să apelez totuși la lista oamenilor dragi, că într-adevăr sunteți mulți și într-adevăr nu vreau să supăr pe nimeni, deci cu drag venim din partea doamnei Nina și Nicu, așa, Italia,
Iulian și mă ajutați. Așa, nepoței. Așa, Iuliana. Mariela. Și Mirela. Așa. Mi-au zis că are gemeni, Iulian și Iulian. Și asta am memorizat foarte frumos. Două nume minunate care și ei s-au format familii și au făcut copii și au înmulțit neamul pe lângă faptul că sunteți dumneavoastră mulți, frumoși și minunați. Mi-au mai spus un lucru și eu, ca tare, dacă vin în sat străine, mă încerc să respect rugămintea și menționările care se fac. Dacă intri în Glinjeni și nu cânți, ap mai bine dormi acolo, dar nu mai ieși din sat. O să ai mari probleme. Vă oferim microfonul, dacă ceva eu pot să vă ajut. Să vă mulțumesc.
de toate să aveți parte, unde joc și voi e bună.
noapte. Mereu în pahar și o cântare, să se veselească fiecare. Să ne doamne ziua asta ție, că-i tare frumos și tare bine. Mereu în pahar și o cântare, să se veselească fiecare. Să ne doamne ziua asta ție, că-i tare frumos și tare bine. Să fie un cântec cu dragul de parte doamnei Nina de la Italia. Haideți să lăsăm, haideți să o putem și pe Dumnezeu în suflet, cu inima și cu gândul. La mulți ani! Să se rupă strunele, te-am chemat la o zi mare.
Vremea trece, anul trece, ca și omul-i trecător. Hai cu mine și-o petrece, toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă cordele. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Ziua trece, anul trece, ca și omul-i trecător. Hai cu mine și-o petrece, toată noaptea până-n zori. Cântă, cântă, lăutare, să se rupă cordele. Te-am chemat la o zi mare, ziua de petrecere. Trăiți cu mulți ani, mulți ani, mulți ani. Stați buni! Радовали,
звезды светит, и смеются дети, и мы рука в руку идем с тобой рядом, и мне болеть не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб достались жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали, чтоб достались жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Nu e zi fără
viața tot e trecător. O zi este greu, o zi e ușor. Astăzi poate râzi, mâine poți să plângi. Și bune și rele în inimă strângi. Și trece cât ai dat să nu plece. Dar e rău atunci când știi că într-o zi n-o să mai fi. Doar o viață ai și trece cât ai dat ca să nu plece. Doar e rău atunci când știi că într-o zi n-o să mai fi. Așa este viața, tot e trecător. O zi ți este greu, o zi ți e ușor. Astăzi poate râzi, mâine poți să plângi. Și bune și rele în inimă strângi. Așa este viața, tot e trecător. O zi ți este greu, o zi ți e ușor. Astăzi poate râzi, mâine poți să plângi. Și bune și rele în inimă strângi. Și rea nu-ți bată joc de ea. Când tu ești adevărat, mor cu sufletul pe cap. Viața-i bună și rea nu-ți bată joc de ea. Când tu ești adevărat, mor cu sufletul pe cap. Așa este viața, tot trecător. O zi ți-este greu, o zi ți-e ușor. Astăzi poate așa este viața, tot e trecător. O zi ți-este greu, o zi ți-e ușor. Astăzi poate râzi, mâine poți să plângi. Și bune și rele în inimă strângi. La Italia, unde nu te-ar duce soarta și viața, gândul ți-este aici, acasă, întotdeauna unde rămân cei mai dragi oameni sufletului, familia, sus și... Pe soare și pe vânt, spar un cântec pe pământ. E un cântec călător, măi. Pe pedala florilor, măi. Și-n codru și pe lungi, să-mi cânte tot mai mult. Dinspre vii, dinspre grădini, măi. Hai cu noi la drum, să cântăm acum.
flori de tei, să vă cânte nașii mei. De tot dragoste și amar, și de joc și de pahar. Uite așa vă Dumnezeu, să am naș cum am vrut eu. Mândre sunt și liniștite, cu așa naș mă fac vestite. Uneori de sărbători, iau câte un buchet de flori. Ne putem puna și bine să ne facem de rușine. Flori de măr, flori de pelin, ăsta-i dansul pentru fin. Ăsta-i joc meu domenesc, toți se trec și chefuiesc. Timpul trec și vrei, nu vrei, să trăiască nașii mei. Să știți, ei ne-au cununat cu cel mai frumos bărbat. Timpul trec și vrei, nu vrei, să trăiască nașii mei. Ca să mânța-n busuioc, să trăim toți la un loc. Prindeți dansul între pași. Nașeți gospodar de soi cu vin roșu în putor. Lume dragă să vă spun, nașul Vasea îi om bun. Nașa Nastia-i de omenie, să trăiască o veșnie. Nașă mare să trăiești, așa și ne nu găsești. Așa fiind cât la șenzești, să trăiască și numești. Dar și nașul mândru floare, are și ne ca o floare. Nașul meu e mândru foc, are un fir plin de noroc. Nașii mei, să știți, ei m-au cununat cu cel mai frumos bărbat. Timpul trece, vrei, nu vrei, să trăiască nașii mei. Ca să mânt sau măsuiu, să trăim toți la un loc. Flori de tei, să vă cânte nașii mei. De tot dragoste și amar, și de joc și de pahar. Nașii soane, gospodari, oameni dragi la zile mari. Eu la masă am să-i țin cu flășintă și cu jen. Paie verde, paie deasă, drag mii, nașa mea este ață. Care joacă dansul ghine, toni pașe de rușine. Nasul meu e omenos, el la greu îmi e sfetos. Dar și când îmi e ușor, nașii sunt de ajutor. Timpul trece și vrei, nu vrei, să trăiască nașii mei. Să știți, ei m-au cununat cu cel mai frumos bărbat. Timpul trece și vrei, nu vrei, să trăiască nașii mei. Ca să mânța măsuiu, să trăim toți la un loc. Șo, 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 șo. Și o ultimă piesă din partea noastră, după care vă spunem sărbătoare frumoasă, noi mergem la altă casă. Mulțumim la dumneavoastră, la Glenjeni, cu drag și suflet. Cu mult drag. Bine ați venit, amicii mei, cu atâta drag v-am așteptat. Ușa am deschis ca de obicei. Și cu ochii la cărare am stat. Să-ntoarcem anii înapoi, ani de amintiri și de trecut. Bucuroși de oaspeți suntem noi. Te ne-așteptați, ce multă vreme a trecut. Și iar ne-am înțeles.
suflet. Sper din suflet să vă întâlniți cu ocazie și fără ocazie. Sper din suflet să lăsăm un licor de emoții oamenilor care le-au deschis poarta, oamenilor care i-am găsit aici. Vă lăsăm cu bine și plecăm spre alți oameni să le cântăm la mulți ani și să le lăsăm o emoție din partea celor care nu sunt, din păcate, în Republica Moldova. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani, mulți ani trăiască. În amintire, frate dragă, vremea când doar numai tu m-ai înțeles. Frate, pentru omenie îți mulțumesc. Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura. Pentru tine eu ridic acest pahar. Îți doresc din suflet, frate, mult noroc și sănătate. N-ai trăit pe lumea asta în zadar. Frate, azi e ziua ta, la mulți ani îți voi ura, pentru tine eu ridic acest pahar.